Pentru că Radu a fost numele bunicului meu, pe care l-am iubit foarte mult, care a însemnat totul pentru mine și... Și care și-a pus amprenta asupra lui Radu, i-a dat ochișorii. Da. Bunicii au fost foarte bucuroși când a venit Radu. Ne bucurăm să-i avem în viață, să ne susțină și e fericirea noastră, dar și fericirea lor. Categoric și fericirea lor. Mă, bucuroșule, mă. Băiatul lui tata, băiat. Bravo. După ce am născut și am rămas la spital pentru 2-3 zile, nu mai știu exact, am stat 2 zile, 3. A venit și mama lui George, a venit și mama mea, și sora lui George, și prietenii noștri, și adică nici măcar n-au așteptat să ajungă acasă. Au venit cu toții încă de la maternitate, au venit peste noi să ne vadă, să ne bine, dacă Radu e bine, dacă totul e în grafic. Nu știu cum să vă spun, dar copilul ăsta zâmbește, râde în continuu, e ceva... E fermecător, pur și simplu. Te topești când, doar când îl vezi. E o bucurie enormă pentru mine și pentru noi, bineînțeles. Pentru toți apropiații noștri și pentru toată lumea care îl va vedea în ziua botezului lui. Este un copil pe care eu mi l-am dorit atât de mult și care îi seamănă perfect. Și care cu siguranță ne va umple casa de bucurie de aici încolo. Stați așa, că am o filmare. Imediat vă arătăm. Care, iubitule? Asta? Se vede? Cine, mami? Cine e acolo? O să se vadă pe film. Cine e acolo? E video care îmi place. E ziua ta, mami? Tu ești băiat mare, ai făcut 2 luni deja? Da. E video care îmi place cel mai mult. Este ăla când mă șeteze el. De aici. Haide, inimă, trezește-te, să păpăm. Dragoste. Haide, mami. Haide, iubirea mea. Ce mic era. Trezește-te. E greu, știu. Dragoste. Haide, mami, haide. Da. Da, iubirea mea. Haide, mami, hai. Hai să păpăm. Da, v-am zis că viața de familie e cea mai frumoasă și te schimbă în bine. Ești un om împlinit, fericit și când știi că toată casa ta e bine, schimbă perspectiva. Când vii acasă și stai puțin cu bebelul, nu mai uiți de toate grijile, uiți de oboseală, uiți de toate. Nu mai contează nimic. Îți schimbă cu totul viața și suntem bucuroși și recunoscători. Și urmează al doilea. Cum zice băiatul? Înger, îngerașul meu, roagă-te la Dumnezeu ca și noaptea care vine să te adormă lângă mine. Da, mami, bravo, iubitule. Am ales Bucovina pentru botez, pentru că aici îi avem pe nașii lui Radu. Aici e o zonă plină de tradiții, o zonă în care ne simțim foarte bine și pentru munții și aerul ăsta pe care munții vedeți în imagini, aerul nu avem cum să vi-l transmitem, dar e un colț de rai, ca toată România de altfel. Mi-aș dori să îi semene bunicului, după care, bunicului meu, după care are numele, care a fost un om cinstit, un om corect, un om drept. În rest, cum vrea Dumnezeu, în funcție de abilitățile lui, indiferent ce va fi, vreau... Nu! Ce nu, fetiță? Nu, definitiv!
devină politician. Na, trebuie să ascultăm de măsă. Nici eu nu voiam să ajung politician, dar am văzut că n-are cine. Am văzut că e multă mizerie în jur, am văzut că e nevoie de dreptate și am intrat în această luptă. Nu îmi doresc pentru Radu ceva anume, nu vreau eu să-i impun sau Ilinca, o să-și găsească el singur calea. Noi l-am făcut, să dea Dumnezeu să îl creștem mare, să facă 18 ani și mai departe sunt deciziile lui. Viața de familie poate să fie și grea și ușoară, depinde cum vrei să ți-o faci, cum ți-o aștepți așa dor. Dar ținând cont că bebe este încă mic și că ne putem bucura de el și de ajutorul celor din jurul nostru, viața noastră este liniștită, frumoasă, totul e roz și roz este lumea toată. Roz bombon. E complicat să fii în casă cu mine, când apuci să fii în casă cu mine, că de multe ori nu ajung acasă. Știu că George s-a înhămat la o luptă grea, știu că nu e ușor și cred că o vedeți și voi. Vedeți și voi lucrul ăsta din activitatea lui de zi cu zi și cu siguranță o să apară și momente în care probabil o să ne fie dor de unul de altul sau când o să vreau să vină mai repede acasă sau lucruri de-astea de familie, că vă spuneam că în familie e frumoasă viața. Și cu toate drumurile prin țară, cu toată munca pe care el o depune, cu cearcănele pe care le vedeți pe fața lui, am încrederea că George va fi un președinte bun pentru români, pentru că știu cât de mult muncește, știu cât de mult își sacrifică din timpul de familie, din timpul lui personal, știu câți oameni sunt în spatele lui care muncesc și ei la fel de mult cum sunteți și voi, știu cum e să bați atâtea drumuri prin țară și să stai pe cad de acasă, pentru că și eu la rândul meu am mers cu el prin țară. Știu că este greu, dar trecem noi și de hopul ăsta și cu bune și cu rele totul o să fie bine. Dacă ar fi să le compar, cu siguranță meseria de soție de politician este mai grea decât cea de mămică, pentru că cea de mămică vine natural, e firesc și te obișnuiești. Nu trebuie să faci ceva, să cunoști lucruri noi. De fapt, le cunoști, doar că îți vin natural, e firesc ceea ce se întâmplă. Însă, ca soție de politician, cu siguranță, au fost cazuri, nu pot să vi le spun acum să le povestesc, dar probabil cu altă ocazie o să vi le spun, în care a trebuit să mă mulez după anumit program, după anumite ocazii, evenimente și mai departe, și să vorbesc cu oameni pe care probabil nu îi cunoșteam îndeajuns de bine, să... extrem de multe lucruri, dar m-am mulat și am învățat de la George tot ce a trebuit să fac ca să fie bine. Ilinca a venit din mediul ăsta, mă cunoaște, știa în ce s-a băgat și mă bucur că, așa cum am zis când am făcut petrecerea în care am anunțat că o să fie un băiat, e copilul întregului partid, că avem ajutoare, avem prieteni care ne sprijină, îi avem pe părinți alături și suntem norocoși că l-avem și că avem atâția oameni în jur care ne sunt alături. E greu să ai un copil mic. Numai cine nu trăiește experiența asta nu știe. Să le povestim de seară. Da, să le povestim de seară când n-am dormit decât așa spre finalul nopții. Dar într-un final s-a culcat și o să crească el mare și atunci nu mai țipă. Să-i mințim? Nu-i mințim, să recunoaștem. Dormim foarte puțin pe noapte când stăm cu Radu, eu stau mai puțin. Am unele nopți pe săptămână în care sunt în țară sau în care îl trimitem la bunici. Dar e greu ca părinte de copil de câteva luni să apuci să dormi. De asta cearcănele mi-au crescut. Și încep și la mine, din păcate. Da, suntem fericiți la să le încolo de cearcăne. Că oricum ajungeam să fim bătrâni și să avem cearcăne. Mă, mami, mă, tu ești frumos rău, mami. Ești cel mai frumos copil. Ești cel mai frumos copil. Da, mami. Cel mai frumos copil și cel mai deștept și cel mai iubit. Da, iubirea mea. Recomand tinerilor din România
Și nu doar din România, că avem foarte mulți tineri plecați în afară pentru bunuri foloase și mai departe, să vină în România și cei din România să stea acasă, să facă copii, pentru că asta este adevărata bucurie și adevărata valoare a unei familii. Sunt foarte mulți care spun să ne asigurăm cu toate cele necesare. Și abia apoi să dăm frâu unei familii în adevăratul sens al cuvântului. Niciodată nu apuci să ai toate cele necesare și oricum ți le faci pe drum și dacă ai un copil lângă. De aceea, dacă puteți, faceți copii, e și datoria României, e și datoria statului să vă ajute. Eu am aflat că e complicat, e foarte, foarte costisitor, dar asta nu trebuie să ne împiedice. Găsim soluții și trebuie să privim către viitor. Mie mi-a schimbat total viața apariția lui Radu și cred că e cea mai mare fericire pe care o poate avea cineva. Noi, ca tineri, suntem mereu în căutarea unei fericiri iluzorii. Când ajungi să ai un copil al tău, atunci... Ai adevărata fericire. La noi, în casă, după venirea lui Radu, totul e... E o bucurie nedescrisă. Avându-l pe el lângă noi și în viața noastră, e cu totul și cu totul cea mai mare bucurie care se poate întâmpla într-o familie. A-ți întemeia o familie nu înseamnă că renunți cu totul la calea și la visul tău. A-ți întemeia o familie consider că este una dintre cele mai mari bucurii pentru o femeie și pentru o tânără familie. Însă știm cu toții că după cei 2 ani în care stăm acasă cu micuțul, putem să ne reluăm activitatea fără dar și poate. Când Radu o să vadă filmul ăsta și o să aibă 18 ani, vreau să-i zic că ne-a cam ținut în primele luni treci noaptea. Vreau să-i zic că a fost un copil foarte dorit de mine și de mama lui și că a fost o binecuvântare în familia noastră și că îl iubim mult. Și că te iubește mami și cu tati mult, 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 mult. Atunci nu simți ce așa iubit-o. Nu, că-l fac de râs, nu? Da. Zi, vă aștept pe toți la botez. Ne vedem la botez. Să ne distrăm, să dansăm, da?